Un dinte lipsă poate fi înlocuit în trei moduri: prin realizarea unui implant, a unei punți sau prin deplasarea dinților vecini cu ajutorul aparatului dentar pentru a ocupa locul dintelui lipsă. Cea mai naturală și sănătoasă soluție, dar mai puțin cunoscută, este închiderea spațiului liber cu ajutorul aparatului dentar, care se poate face la orice vârstă. Dacă există înghesuire dentară, cu atât mai avantajoasă este alegerea aparatului, deoarece spațiul liber este folosit pentru alinierea dinților. Dacă dinții pacientului sunt perfect aliniați, odată cu aparatul dentar se aplică temporar un mini șurub cu care tragem dinții din spate către locul extracției. Deși tratamentul ortodontic este de durată, marele avantaj este că pacientul rămâne cu dinții lui natural intacți, fiind o investiție foarte bună pe termen lung. O altă soluție este implantul, reprezentat de un șurub metalic introdus în os, care înlocuiește rădăcina dintelui lipsă. Coroana dentară se realizează după 4-6 luni de la introducerea implantului în os, deoarece este nevoie de timp pentru fixarea, integrarea acestuia. Deși este o soluție mai costisitoare decât punta dentară, durează mai mult și necesită intervenție chirurgicală, marele avantaj este că nu sunt afectați dinții vecini. Cea de-a treia soluție, punta dentară, este reprezentată de o coroană care înlocuiește dintele lipsă și care trebuie fixată și sprijinită pe alte două coroane aplicate pe dinții vecini, împreună cu care formează un tot. Dacă dinții vecini sunt cariați, au tratamente mai vechi sau coroane, acestea trebuie refăcute pentru a reduce riscul de apariția unor complicații ulterioare sub lucrarea nouă. Punta dentară se realizează mai repede decât implantul, are nevoie de o igienizare bună și este necesar să fie înlocuită la un interval de 7, 10, 15 ani, pentru că gingia se retrage, iar dinții șlefuiți pot fi descoperiți și se pot caria. Medicul analizează împreună cu pacientul fiecare situație în parte pentru a lua cea mai bună decizie de tratament.